Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de 1 vs 1, da, ți-a auzit bine, 1 vs 1. O, lost a hacker, da. Deja nu mai pot, am încercat la survival games, dar mă doare cap. Deci eu mor, în momentul ăsta eu mor din cauza la hackerii vieții lor. Pe cuvântul meu, deci am pierdut două meciuri sau trei meciuri pe play, încercare de a filma. Mai din cauza la incapații vieților măsii, copii handicapați retardați de hackeri. Cred că o să explodez. Pe cuvântul meu, ăsta îi dau kick. Păi vedeți cum dă. Morții mătii. Kick. O iadă. Hack. Ok. Să mai joace la altă dată cu hack. Hai că ăsta a fost un început foarte bun în această serie. Ok. Hai nu din această serie care o postez foarte rar, dar cred că să mă mai enervez la Survival Games, să nu mai știu de mine, să nebune, să ne explodez, să... Mai bine un 1v1. Chiar dacă sunt hackeri. Asta e. Dar la Survival Games e mai nașpa când sunt hackeri. Hai. Asta ce naiba face? 360-uri în aer? Doamne! Pe cuvântul meu, asta a făcut făcea 360-uri prin aer. Ceva... Bă, da, asta se ferește bine. Bă, ba, nu-s paralel eu cu arcul. Hai că mă duc pe tip. Hai, gata, easy. Bă, ăsta dă... da, de-abia l-am bătut. Nu știu dacă hack s-au jucat bine. Deci lui ăsta îi dau kick în continuu pentru hack. Doamne. Copii infecți care jucați cu hack-uri. Doamne, aș, dacă aș, ar fi o posibilitate să nu mai existe hackeri, aș fi în stare să fac absolut ori fucking ce. Ok. Astăzi, videoclipul ăsta o să-l postez astăzi, adică sâmbătă, când îl și filmez mai pe seară, așa. Iar pentru ziua de mâine voi pune un videoclip de minigames 100% și nu știu, voi încerca să scot și un videoclip de survival game sau nu știu, poate un joc nou, ha, mai știi. Dar chiar, poate din jocul ăla nou postez astăzi și postez în de parcurs, posibil orice. Nu știu, nu dau spoilere. De fapt, dacă ar apărea jocul ăla nou de la acestui videoclip, n-aș da niciun spoiler practic. Dar noi bai. Mă rog. Bine, hai că spun în caz de nu apare, dar în caz de ați văzut deja. Deci în caz de ați văzut a apărut Crossfire, am început o nouă serie de Crossfire și în caz de nu ați văzut o să încep posibil o serie de Crossfire. Așa. Acum toată lumea e fericită. Nu? Da. Hai că tipul ăsta, ăsta e AFK. Da. Sau? Și-a revenit. Și-a revenit miraculos tipul, dar nu vede că eu sunt în spatele lui. Bă! Bă! Doamne, mă luase ăsta așa la niște critice, dacă înțelegeți ce spun, nu? Ok, poate unii ați înțeles. Unii nu, ia să mă dau pe șapte ceancuri. Hai, bă, băieților, să vedem cum e pe șapte ceancuri. Nu mă mai nimerești cu arcul. O, voi vedeți ce văd și eu? Deci dacă eu îl băteam pe ăsta, pe cuvântul meu, dar nu puteam să zic că sunt master fucking PvP. O, cum mai știu eu să-l bapă? Ok.
kick out hack. Să mai intre astea crash-ale. Le dau kick până se potolesc. Deci până se potolesc, nu mai în kick îi țin. Din păcate nu am acces la... Doamne, să fi avut răieu acces la bani. Cred că în momentul ăsta aș fi banat. Doamne, câți hackeri. Ăsta ce face? Ok. Băiatul ăla, nu știu dacă le, dacă le are cu PvP-ul, că văd că stăm... Wow, am încercat și un trisir și începe ăsta să dea coară cu pe mine. Da, trisir sti fail nostru. Și sunt pe 1.7 și asta înseamnă că pot face și block hit. N-am mai făcut de mult, așa că nu mai... Nu e să zici că fac, o să fac din reflex pe parcursul videoclipului. Pe parcursul unui match duel. Nu o să nu mai am reflexul ăsta să fac. A dat chiar. Jucătorul nu a fost găsit. Hai că a ieșit. Știa dinainte ce l-așteaptă. Ce joc, ce arenă. Hai că m-a băgat din prima. Caca! Da. Mă apucă, mă chinuie talentul, bă. Dar de ce am impresia că e bun? Ok, l-am bătut cu o inimă și jumătate. Nu știu dacă a fost noroc sau bulan. Cum tipul joacă destul de bine. Ai, te rog, nu începe cu căcaturi de-astea. Da, așa-ți convine, stau și eu. Hai că l-am bătut. Da, ok, din nou cu o inimă jumate. În sfârșit, un tip care joacă bine fără hack. Deci, în sfârșit, un tip bun fără hack. Vedeți dacă puteți să fiți buni și fără hack-uri. Ce folosiți? Dacă jucați cu hack-uri, câștigi meci. Așa, ce ai folosit. După aceea, până la urmă, o să-ți iei bani și în rest, n-ai folosit nimic. Doar ai făcut câteva meciuri în care ai pierdut timpul aiurea făcând nimic. Da. Chiar nu-i înțeleg pe hackerii ăștia. Și n-o să-i înțeleg niciodată de ce. Tipul ăsta mi-a dat... Mamă, ce mișto e să faci block hit. Doamne. De când am mai făcut block hit, chiar îmi era dor. Tipul ăsta ce face? Joacă troll? Pe cuvântul meu de ăsta nu joacă la troll. Bă. Doamne, ce bine e să faci block hit. Dacă ar fi așa și un 1-8. Mamă. Hai că am filmat. Hai că mă mai bag la o arenă. O fucking arenă. Doamne, dacă știați cum jucam acum vreo 3 zile. Deci rupeam și click-ul, rupeam ce-mi stătea în cale. Acum, da. Paralel cu jocul. De fapt, nu chiar paralel, dacă eram paralel, nu făceam niciunui în aici. Hop. Să încercăm tactica pe... Așa. Tactica OP, pom. Tactici, jmecherii, kill-uri, arc, bow, ce, what? Hai, pa. Da, GG. Ok, păi cam atât a fost acest episod de 1 vs 1.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe dacă încă n-ați făcut-o, ați făcut-o, să dați și un share pe Facebook sau pe ce puteți voi. Până data viitoare, eu am fost Geostyle și voi fi în continuare. Baftă lume! Pa!